Crezi că mersul la Ai Umor a fost decisiv în ascensiunea ta în domeniu? Hai mă, Adi! Nu mai e ce să vorbești cu mine. Hai mă, termină! Ai poftit vreodată la iubita unui apropiat? Nu știu cum să zic pe ocolite, am fugit. Care este cel mai amuzant actor din țară? Ai face pușcărie pentru mine? Bun, deci când ne vor crucifica în comentarii, ne crucifică pe toți trei. Ai vrut vreodată să mă bați? Da, mă, dar ești atât de atrăgător. Salut, eu sunt Sherry aici alături de Octavian, examinatorul, și bine v-am regăsit la Testul Poligraf, emisiunea în care separăm adevărul de minciună. Și astăzi, dragi prieteni, am alături de mine pe două stele ale comediei și ale actoriei în România. În aplauzele dumneavoastră, pe scaunul de poligraf, avem pe micuțu Cosmin Nedelcu și cel care pune întrebările, după care va veni și el pe scaunul de poligraf, este Adrian Nicolae, dragi prieteni. O să vorbești, mă. O să vorbești. De ce mă scui tu cu asta? Că eu trebuia să te scui, în fine. O mică neînțelegere asupra... Hai să mergem. Rolurilor, să știți că este un joc real, deci mă aștept să nu fiți în personaje de la voi, așa cum sunteți în filmul Krauss și Barroso, care este în toate cinematografele. De data asta mă aștept să fiți reali, vreau să vă văd pe voi oamenii. Adrian Nicolae, omul, și domnul Cosmin Nedelcu, omul. Știți deja regulile poligrafului, se pune întrebarea, se dă un răspuns scurt, după care Octavian dă verdictul, după care omul de pe scaunul de poligraf poate să dezvolte mai departe răspunsul său. Dacă vă place această serie și vă uitați la ea, dar nu sunteți încă abonați la acest canal, vă rog să o faceți, să apăsați și pe clopoțel, întrucât peste jumătate dintre cei care ne urmăriți nu sunt și abonați la canal, lucru care îmi provoacă o deosebită neplăcere și mi-aș dori să vă abonați, dar aveți cum, chiar în acest moment. Acestea fiind spuse, dragii mei, sunteți pregătiți să începem? Da. Voi vă cunoașteți de 19 ani, ați fost colegi de facultate la UNATC, presupun? Da. De fapt, acum aflăm adevărul. Deci una dintre cele mai longevive prietenii pe care eu le-am avut la această emisiune, dacă nu cred chiar cea mai longevivă. Prietenie sau doar vă cunoașteți de 19 ani? Nu, prietenie. Prietenie. Hai să vedem cât de prietenie este. Domnul Adrian Nicolae, vă rog să adresați prima întrebare. Cosmin, dacă ăsta e numele tău adevărat. Întrebarea numărul 1. Ai emoții? Da. Este sincer. Ok, de ce ai emoții? De put. Să mă trebuie. E sincer, ai zis cumva, am ratat finalul, ai zis cumva de să mă iei copoiule? Nu, să mă trec strada, mă. Ah, ok. Să mă trec strada. Da, una într-adevăr. Bine. Una nouă. Hai. Pot să pot, da? Întrebarea numărul 3. Cine e cel mai bun prieten al tău? Tu. Este sincer. O să am nevoie de un nume. Cel mai bun prieten al meu este? Este Adrian George Nicolae. Ia, mi-am îndumirisem de prima dată, dar nu mă mai satur să o aud. Întrebarea numărul 4. Da, mă. A, da, e 4. Păi ați săi peste întrebarea 2. Dar... Nu, de ce ai emoții era întrebarea 2. A, ok. A, bun răspuns. Follow-up question. Nu știam că... Întrebarea numărul 4. Care este cel mai amuzant actor din țară? După gustul meu, o să zic ceva recent, Carol Ionescu. Este și răspunsul meu și răspunsul este adevărat. Este sincer? Este sincer, dar să te rog să nu mai miști mâna. Sau apăcăli sistemul. În timp ce răspunzi. Dacă ai putea, măcar 5 minute să te oprești din masturbat când facem emisiunea asta. Da, mă, dar ești atât de atrăgător. Știu ce spui, știu ce spui. 5. M-ai mințit vreodată? Da. Cum, dracu? Adică nu... Sincer. Eu. În sensul că am îndoit adevărul mai degrabă. Cu apă. Unde tragi linia între minciune și îndoit adevărul? Băi, stai un pic. Octavian, tu ești stâlpul dreptății. De obicei ești pe oglinda din baia. Efectiv, ești ca un judecător aici. Așa spune judecător la proces. Unde tragi linia și judecătorul spune la baie. Te rog frumos. Deci, unde trageți linia între o îndoială a adevărului și o minciună? Domnul Șelaru, a fost, e vorba de un caz special, că slavă Domnului nu l-am mințit de multe ori pe Adrian, în care, și de ce zic îndoit adevărul, pentru că el și-a dat seama că eu nu zic adevărul întru totul atunci, era vorba despre o persoană, am vrut și eu să cred lucrurile alea despre persoana respectivă ca să-l atrag și pe el într-o combinație adevărată. Așa a fost. Combinație sentimentală, combinație de... Nu, o combinație afaceristică. Afaceristică, ok. Și a fost cu supărare din partea lui Adrian? S-a supărat? Nu.
Da, nu, el, mai ales el nu se supără, iar eu dacă mă supăr, mă supăr repede, îmi trece repede și mă supăr repede. Ok. Asta dacă am putea să verificăm. Îmi pare sincer. În regulă. Consideri că toate filmele tale sunt de calitate? Of. Of. Se transformă. Nu. Nu, răspuns corect, mergem mai departe. De ce sincer, da? E sincer și... Vreți să vă zic în ce filme am jucat și sunt proaste? Da. Întrebarea numărul 7. Te-ai forțat vreodată să râzi la glumele mele? Maxim o dată. Nu, în general nu. Răspunde sincer. Mănâncă că... Nu? Eram sigur. Nu mai... Hai mă, Adi! Nu mai e ce să vorbești cu mine. Hai mă, termină! Hai mă, Adiță! Bun. Ai luat vreodată roluri pe pile? Nu. Bine. Cui să eu sub în orașul ăsta? Cum e? Sincer. Da, crede el. Regrezi vreun tatuaj pe care l-ai? Semi. Semi sincer. Da, semi, adică ăsta cu munții și cu așa. Da, e cam de căcut. Da, mi se pare că a fost o greșeală, dar l-aș lăsa așa pentru că nu e așa, trebuie să ne îmbrățișăm greșelile vieții și să le acceptăm. Prin urmare, dacă eu... Dacă vrei să vii până aici să mă îmbrațe. Adi. Arăți sincer, te rog eu frumos. Da. Arăți sincer, unde arăți sincer? Dă cu aparatul de perete și hai să mergi la asta. Fă-i update. Și că ăla cu cireșul, cu copacul? Mie îmi place ăla în continuare. Știu că par varice, dar... Întrebarea următoare. Ai vrut vreodată să mă bați? Da. Sincer. Ce vorbești? Oh, do I know it. Dacă ar fi cât de serios a fost gândul? Nu a fost serios la modul bătaie. A fost zis, îi dau o palmă, dracu, să-l liniștesc. Dar asta a fost în facultate, acum peste aproape 19 ani. Ce făceam facultate de așa? Era foarte enervant. În anumite momente era foarte, foarte enervant. În sensul că făcea foarte multe miștouri. Da. În situații în care eu nu puteam să duc acele miștouri. Pentru că era ori o situație tensionată din facultate, ori lucruri pe care încercam să le înțeleg și nu puteam să fiu atent din cauza lui. Te-a dat un exemplu concret? Bă, a fost o dată, dar o să râdeți foarte tare. Ca să-ți dai seama că ăla a fost, cred că, și ultimul moment când s-a întâmplat asta. Că nu știu ce dracu, ne hârjoneam noi pe acolo, ne tot îmbrânceam pe facultate. Am aruncat în el cu o sticlă de suc. Sticlă de plastic? De plastic. El a venit sticla aia în el și a zis, du-te dracu, bă, boule, și a dat cu piciorul în sticla aia, care mi-a venit cu dopul fix în frunte. Și mi-a rămas urmă de dop în frunte. Așa, și după aia, băiatul ăsta, mi-a zis, mui, a găsit și un tablou în care pare exact reprezentarea perfectă de atunci, adică un tânăr. David și Goliat, e cu capul în Goliat. Încercam să explic tabloul exact așa. Era un tânăr cu părul bucălat și cu buze mari, exact cum era el în facultate. Era. Și ținea în, o să mișc mâna, și ținea în mână un cap de bivol, efectiv, de om mare, așa, care se mâna perfect cu mine în facultate. Te-a făcut cadou? Sau ți-a tabloul ăsta? Nu, mi l-a trimis pe WhatsApp și a zis, uite, un prostule, exact ca noi în facultate. Nu știu dacă ți-am zis prostul. Așa m-am simțit. Dacă ar trebui să renunți la una dintre pasiunile tale, filmul și stand-up-ul, la ce ai renunța? Explodeze, dați-vă mă în spate. Filmul. Sincer. Wow! Cumva tu faci stand-up de dinainte să faci filme. E o pasiune mai veche, am putea spune, nu? E meserie mai mult decât pasiune. Da, e o fostă pasiune devenită meserie, care a înlocuit actoria. E clar lucrul meu de bază, e punctul în care mă întorc de fiecare dată. Că e cel mai onest și confortabil loc în care aș putea să fiu. Ai spus vreodată te iubesc unei persoane? Și ai mințit? Da! Trebuie să zic. Da. E sincer. Normal. O să am nevoie de niște explicații. A fost o fază foarte simplă, când la un moment dat eu cu Mișu, cu Bendeac, ne împrietenisem. Doar că el are acest obicei să spună te iubesc.
Mi-a zis de mai multe ori și la un dat am simțit și eu presiunea să-i spun. Florin a fost un te iubesc, a fost un și eu. Da. Nu, ai ce știi de... momentul sau? Nu, mă gândesc. Că dacă era spus primul, tu ai... A fost o replică, n-ai inițiat tu, nu te-ai dus la TV. A fost la TV. A fost la TV, nu știam. Dar de atunci am ajuns chiar să-l iubesc. Vorbesc adevărul? Da. De atunci ce e cu chestia roșie uriașă care a făcut așa? Aia e pula mea. Aia roșie. Da. Ai și rujul. Doamne, maica, doamne. Zău, Cosmin. Nu, nu, nu. Cenzurăm astea, sper. Evident. Dai seama. Să mă dați afară dacă nu. Cine crezi că arată mai bine, sexual vorbind, între tine și Bobonete? Eu. Ok. Este sincer. Da, păi, na. 16. Îți e dor de vremurile în care aveai intimitate și nu erai în lumina reflectoarelor? Nu. Minte? Oh, asumat că minți, adică. Ești de acord că minți? Cred că a încercat să se autosugestioneze. Să mă autosugestioneze. Mi-e un pic dor. Nu, cât să sărăcesc. Exact. Dacă s-ar putea. Exact. Nu, mi-e un pic dor, dar știi care e chestia? Mi-e dor de vremurile alea, mai ales pentru că erau, știi foarte bine minte, erau lucrurile în așa fel încât parcă gândeam mult mai mult decât acum și ne organizam mult mai bine decât acum. Și după aia, după ce ne-au și venit rezultate la munca pe care am pus-o, mi se pare că am lenevit. Dar nici nu erau foarte multe lucruri pe care le făceam. De asta zic că nu mi-e în totalitate dor de vremurile alea, pentru că acum în sfârșit putem să facem niște chestii adevărat și dacă ne luăm un pic de timp și mai respirăm, nu mai cedăm în fața impulsurilor exterioare, e clar o perioadă mult mai bună decât atunci. Crezi că mersul la Ai Umor a fost decisiv în ascensiunea ta în domeniu? Parcă sunt Denis Rifai, sâmbap. Minți? Nu. E, și atunci de ce lui apare acolo? A identificat minciuna în baza în principală acestui grafic verde. Da. Hai să măsoară, așa ce verde măsoară? Ce măsoară? Transpirația? Păi poate e cald omul. Uitați-vă bine la el. Dar elimina corpul atâta. Și un blocaj mic pe respirație. Mi-e un pic ce și ce? Un blocaj mic pe respirație. Ai râgâit. Păi da, așa fac de obicei când mă întreabă că stau și mă gândesc. Eu eram foarte bine înainte de Ai Umor, dar după Ai Umor a fost într-adevăr o bubuială pe care eu cred că am susținut-o foarte bine și onorabil. Mai degrabă spui că aceeași creștere ai fi avut-o, dar poate într-un univers de timp un pic mai lung, fără exact. Ai Umor. Exact. Da. Dar cumva, fiindcă a accelerat treaba asta, poți să spui că are o greutate în ceea ce privește da. Ascensiunea ta. Cumva. Și nu știu dacă Ai Umorul neapărat, ci mai degrabă internetul, pentru că... Apariția internetului. Pentru că pe internet a fost bubuiala aia extraordinară. Bine, cred că e vorba de număr în sine, în primul rând, că Ai Umor e doar o platformă. Păi asta e, în mod ciudat, numărul ăla, eu fusesem cu el, am mai povestit asta, cred, eu fusesem cu el prin țară și lumea nu reacționa foarte bine la el. Asta dar e nu foarte... era pe internet undeva înainte. Dar nu era nicăieri și oricum voiam să filmez bucata aia și să o pun. S-a evit ocazia aia cu Ai Umorul și am zis că măcar mă duc și el. Dar care dintre te referi? Tu ai fost, cred că, ăla de două ori. Ăla cu biserica, zici tu, nu? Primul, ăla cu biserica. Ăla cu Change? Cu ăla al doilea? Da. Ăla cu biserica, cu sărăcia, cu popii și... A, da, gata, știu care. Da, interesant. Și de internetul cât ai? 12 milioane? Nu știu, cifre de asta. 24 de milioane. E crazy ca cifre. Și cred că mai e o chestie, crezi că dacă publicul consideră că un anumit performance e mai funny și în baza faptului că aude trei jurați care mor de râs, cumva și auto sugestionează să râdă? Sunt convins că și asta e. A senzația mea e că ce câștigi din validarea asta pe care ți-o dau niște oameni așa notorii, pierzi din cauza râsetelor artificiale ale aplaudacilor. Am avut noroc atunci că erau cât de cât reale. Am văzut multe numere care erau foarte funny, distruse de chestiile astea. Și e foarte greu, comedian fiind, să le ignori. Cred. Că și asta, ca să înțeleagă și lumea, că niciodată nu cred că a spus cineva, în momentul în care tu te duci non-stop și mergi prin țară și faci prin București în cluburi stand-up, ai un feedback real și în momentul în care auzi un râs e onest, că nu-l auzi, înseamnă că e proști ce faci. Nu există niciodată un mijloc. La Umor e mijloc. Sau la emisiuni de genul ăsta e un mijloc în care omul de fapt nu vrea să râdă, așa, nu consideră că e ceva amuzant ce ai spus
dar trebuie să râdă. E și public diferit. Adică nu sunt poate oamenii clar, care, în mod normal, ar cumpăra clar, bilete la The Fur sau... Da. Ăla, ăla e la muncă. Exact. Da, normal, omul e pregătit să râdă. E, și senzația e, e mai stranie. Deci dacă ai auzit niște glume pe care le-ai auzit și în club, și dacă le-ai auzit pe o liniște absolută, la unele dintre ele sunt atât de bune încât îți vine să râzi singur acasă pe da, liniște, știi? Dar dacă le auzi cu un râset care e off timing comic, te... Da, îți dă la joale așa în percepție. Ai furat vreodată o glumă în ultimii 15 ani? Nu. Este sincer. No further questions. Puteai să te duci mai mult. Puteai să te duci la 17. Păi dar nu știu când a fost aia despre care ai povestit peste acum tot 18. Cu 18 ani. Care? Ai avut o glumă acum mult timp furată? Da, am la furat debut, o singură dată de la Robin Williams, în care făcea un motan care se pișa, aș marca teritoriul. Am făcut tot. Tot de acolo, pentru că eram extraordinar de panicat, că nu mai aveam... În perioada aia erau doar Bobo, Bordea, exact atunci pleca, se făcea doar cu neuronul, sau nu mai știu. Lipsea Bordea, nu mai știu exact. Așa, și? Și Bobo îmi zicea în perioada aia că uite-te la știri, că de acolo vii cu material de fiecare dată, că eu așa fac. Și mă uitam la știri, dar nu mi se părea totul amuzant. Ba chiar din contră, erau drame că eu prindeam doar știrile de la ora 5 în cămin. Și atunci mă întorceam la facultate și seara trebuia să fiu la deco, știi? Ce putea să zici despre trei fetițe înjunghiate într-un șanț? Bine, Bobo făcea. Da, și am luat că avea Nelu DVD-ul cu stand-up-ul ăsta și m-am uitat la el repede, așa, sărite. Și am luat hălci de acolo și pentru că l-am văzut o singură dată, ce am putut și eu să rețin, am spus... Atât de prost tot ăla. Și era Tăricianu, ăla a fost ultimul show din 2005 pe care l-am făcut. Era Tăricianu care era prim-ministru la show cu SPP-ul și Adi care venise să mă vadă, cred că... Tăricianu era la show cu unde ai furat gluma. Da, da. Cred că prima oară atunci, nu? Și, a, și asta iarăși era o presiune că venea Adi. Și am făcut o căcatul ăla cu... Am marcat teritoriul cu apa, s-a uitat lumea foarte ciudat la mine, plus că știau câțiva dintre ei, că nu erau multe specialuri de stand-up în perioada aia. Tăricianu a râs? Tăricianu a râs? Tăricianu dormea. Dormea? Serios? Ca să nu. Și la final, el avea o glumă când spunea că bărbații așa arată fetelor când dau limbi și eu am ratat setup-ul ăsta. Și am zis direct, pentru că eram extraordinar de panicat și era un dezastru total, s-auzeau porumbei în soare, afară și greier. Și am zis direct, doamnelor, ultima chestie. Și noi așa arătăm când facem asta? Asta iar o liniște, dezastru, efectiv. Și există s-auzit... filmata asta undeva? Nu, no, s-a auzit domnul, doar o doamnă care a zis, acum da! Și când... S-a terminat show, în fine, m-am dus la ieșirea de la Deco, că acolo stăteam de obicei la final și ieșea lumea, știi? Uh-huh. Și a ieșit un domn, presupun că era din Japonia, îmi cer scuze, nu vreau să jignesc pe nimeni, și bărbat, presupun, așa, și s-a uitat la mine și a făcut o plecăciune așa, din semn de respect. Probabil imitasem destul de bine, așa, ca mimică, eu nu cred că vorbea română. Da, și aia a fost prima și a fost atât de penibil și atât de dezastruos. De atunci ai zis numai, nu mai copiez niciodată. Prefer să zic că capurile din capul meu și prostiile alea și poate nu râde nimeni decât să... Interesant. Pe total o prestație sinceră aici la Poligraf. Sunt curios dacă domnul Adrian Nicolae poate să țină pasul, pe care îl invit pe scaunul greu, de Poligraf. E greu să umplu pantofii. Bun, hai să vedem dacă pot să fiu la fel de sincer, domnul Adrian. Începeți, domnul Cosmin, cu prima întrebare. Prima întrebare. Nu ți-e mă rușine? Care este cel mai amuzant comedian din țară? Eu cred că domnul Micuțu e cel mai amuzant. Tu te mă de aici. E sincer. Nu mă, nu cred. Vai. Domnul anchetator, n-am putea să rezolvăm toate astea. Da, mă, tu vorbești serios? Asta e părerea mea, sigur. Țara crede altfel, dar ce spun eu este că tu ești cel mai amuzant comedian pentru mine. Asta chiar mă emoționează foarte, foarte. Poate mai tai din alea sifilitice care urmează. Doi. Ești o persoană generoasă? Da. Așa este. E sincer. Perfect. Trei. Mă pregăteam să spun excesiv de generoasă, băga mea și eu.
sufletul meu și de astea. 13, pe asta aș vrea să stăm după aia puțin. Dar nu, că bagi se pare că ești un actor mai bun decât mine? Nu. Sincer? Bă, du-te mă de aici, bă. Am poligraf acasă, tată. Hai să mergem. Ai poftit vreodată la iubita unui apropiat? Da. Sincer? La iubita cărui apropiat? Nu pot să spun nume, pentru că... Era din teatru. Teatru. Ce înseamnă poftit în accepțiunea ta? Nu știu cum să zic, pe ocolite am f***o. Deci nu ai și mâncat, nu doar ai poftit. Băi, a răspuns omul, că e o persoană generoasă. Păi aia, mai mă gândeam și eu. Risipei, risipei, risipei se dedă florarul. Ai făcut-o sau pur și simplu te-ai dus la ea și tu ai inițiat toată treaba? Nu am inițiat, domnule, nimic. Sunt o victimă. Nu, e o victimă pentru că aia mare cură. Wow! Cosmin! Scuze, pune-mi ăla și mai zic o dată. Te întreb și eu acum. Ai spus te iubesc doar pentru că erai presat să o zici? Asta mi-e foarte greu. Dar încerc un răspuns și văd. Da? Nu. Pare sincer. Dunga roșie, am mișcat înainte când a zis. Ai selecția, nu? Selectezi la ce te uiți sau ce se pare întrebări între ele, dunga roșie. Nu trebuie dungile roșii, că așa am crezut și eu la tine și se pare că nu. Nu, e momentul în care pui tu întrebarea. Că nu ești la asta, ne gândim da, că da, se vezi roșu în obraz. Și... Da, nu. Ai avut vreun pejurare care ți s-a spus te iubesc și tu ai spus ok? Top. Cred că din top. nu, că sunt doamne mult mai bătrâne decât voi. Dar și care nu folosesc top. Avea să le beton. Zic beton, adevărăciune, marfă, cașto. Nu. Cred că pur și simplu n-am ajuns în situații în care oamenii se simtă nevoia să spună te iubesc, anticipând cumva că nu vine și am eu înțeles. Te iubescul. Am înțeles. Mai iubești vreo fost iubită? Nu. Sincer? Bun! Bă, oare eu tot timpul ăsta eram un arhanghel? Bă, așa pare că până la urmă ești înger, ești un înger. Bun, hai să te duc în astea atunci. Ai mințit vreodată ca să te culci cu cineva? Nu. Sincer? Hai mă, nu ai cum, mă, nu se poate mă așa da, mă, ceva. Chiar, nu, nimic, păi bă, că replica ta de agățat e păpușa nițică pui. Cum ai? Nu glumesc în pui. Tu știi că eu nu sunt așa. Regreți vreuna dintre reclamele făcute? Nu. Sincer? S-o dracului de treabă! Câte ai făcut așa în ultimul timp? Nu, în ultimul timp am făcut unele, dar n-au ieșit, dar nu țin minte. Parțial pentru că nu le înregistrez neapărat ca fiind ceva important. Adică nu mă dedic enorm, mi se pare așa un job mai ușor. Uh-huh. Atunci cred că nici nu-l înregistrez cu adevărat. Tu regrezi vreuna din reclamele făcute? Bă, nu mai ești pe scaun, adică poți să... Da. Nu, că o să zic că încă mai sunt acolo îndată. Cred că unele de la Păcănele, că nu erau nici măcar fani unele din ele. Dar în rest, nu. Nici eu. N-am regret la treaba asta. Bun, deci când ne vor crucifica în comentarii, ne crucifică pe toți trei. Da. Ba nu, că tu te-ai căit. Da, corect. Bun. Este adevărat că peste... 75% din banii pe care i-ai făcut, i-ai băut? Da. Sincer? 75% din bani. Eu mănânc că doar... Permiți... Că doar cu mine i-ai băut. Da. Și eu prost. Adrian, care e regizorul tău preferat? Victor Ioan Frunză. Sincer? What the fuck? What the fuck, man? E un artist cu care am lucrat 10 ani de zile. Nu stăteam 10 ani de zile dacă nu credeam foarte tare în el ca artist. Aduceți în clești. Care e un răspuns satisfăcător pentru tine? Cineva din generația mai tânără. Nu e că Doamne ferește că Victor Ioan Frunză n-ar fi un regizor bun, spre foarte bun. Probabil chiar printre ultimii din țara asta care mai face profesia asta în stilul ăla clasic și bun de odinioară. Dar mă gândeam că din cei tineri o să spun. Poate că în comparația asta din capul meu are o contribuție și faptul că el fiind un artist matur nu mai simțea nevoia să demonstreze nimic. Pe când tinerii vor vrea întotdeauna să asta. Să încerce să-i zbândească, știi?
Bun, atunci ai face pușcărie pentru mine? Da. Sincer. M-ați întrebat și pe mine că și-o aș fi zis tot da și aș fi fost sincer. Îți place ce vezi? Da. Când te uiți. Sincer. Mai mișca ca mâine. Când te uiți în oglindă? A, nu. Nu. De ce, mă? E sincer? Da. Dar de ce? După munca asta pe care ai investit-o în tine și ce, că să nu mai dau, dar eu nu mai... Nu e vorba de nebăut, e vorba că faci sală de un an și e vorba că ai avut grijă ce mănânci. Cred că am o problemă cu felul în care arăt și am și o obsesie, care e o obsesie pe de o parte umană, pe de altă parte artistică, față de îmbătrânire. E o temă care mă preocupă foarte des. Și sunt foarte sensibil la chestia asta și nu suport gândul că cu fiecare zi în care mă uit în oglindă e o degradare și nu o îmbunătățire. Cum când eram mic, mă uitam în oglindă și mă bucuram că m-am înălțat un pic, că mi se lățesc umerii, că trec prin pubertate și că încep să arăt ca un bărbătuș. Și obsesia asta o port de pe la 25-26 de ani, că de acum o cam i-am de rât, înțelegi? Nu. Sper că în această emisiune de divertisment am adus o rază de lumină. Nu vremea pui, deci. Mi-am luat capul de capitală. Ne-ai auzit? N-am auzit. Șoptit așa, vremea pui trece. Băi, eu zic să încheiem aici. Efectiv, ăsta e. Să se termine cu vremea. Vremea pui trece. Dacă eram... Asta efectiv, zice el, de fapt, cu oglinda aia. Dacă eram exact într-un tribunal în momentul ăsta, Exact. Evacuat sala. Era judecător, știi, să dai așa, liniște. Spre grefier. Da. Exact. Care e o doamnă. Ai jucat vreodată într-un film, deși nu ți-a plăcut rolul? Da. Sincer. Vrei să spui și în ce film? Vrei să spui rolul? Nu. Nu. Adrian, ce spectacol de teatru care ai jucat regreți? Azilul de noapte. Sincer. A fost o conjunctură foarte nefericită. De ce spui asta? S-a nu cunosc piesa. Pe final de pandemie și a fost grevat de tot felul de probleme. Îmi pare rău că putea să iasă ceva mult mai bun decât a ieșit. Ai folosit vreodată dating app-uri? Da. Și sincer, crezi că ești mai amuzant decât mine? Bă, sunt seri și seri. Cred că în unele seri sunt mai amuzant decât tine, dar în majoritatea serilor nu sunt. Ia vezi, e sincer. Crezi că... Bă, cât de sincer. Ești mai deștept decât mine? Pentru prima oară, zi. Sincer. Hai mă, las-o. Greu, băi, iată-le, băi. Hai să luăm de-astea mai grele, hai să mergem mai greu. Acum vreau eu să mint, sunt curios cât de sincer pot să fiu. Atunci, Adrian, o ultimă chestie. Ofa. A fost o întrebare unde ai mințit și nu te-am prins? Nu. Ăsta e prietenul meu, Adrian Nicolae. Băi, nene, băi, perfect, și nu? Sincer. E sincer, nu? Ok, un track record urmăriți-mă perfect. Pe Adrian Nicolae pe Instagram despre cum să păcălești un poligraf făcut înainte de 2020. More tips and tricks. Ești Adrian Cer Nicolae. Cer Nicolae, Adrian Cer Nicolae, ești micuțul stand-up, băieți, dați-le follow. Și pentru fătul fără vrejeală, ai ce să... Dacă vrei să fii fătută sincer, intră acum pe www. Păcălește poligraful, că el are dublu business. Puteți începe prin a merge la filmul Krauss și Barroso, unde veți cunoaște mai bine personajul și, evident, șansele vor fi sporite. De asemenea, nu uitați la Beach Breeze, urmează să anunțăm line-up-ul în curând, așa că grăbiți-vă ultimele zile în care prindeți acest super preț la bilete. Când anunțăm line-up-ul cu artiștii internaționali, prețul biletelor va crește. Îi mulțumesc foarte mult și domnului Octavian, examinatorul, a făcut o treabă extraordinară. Aveți link-ul său în descriere și, ca întotdeauna, dați ori acest episod e aproape fumat, v-aș vrea să dați un mare punct butonului de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă așteptă tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Mergeți la Krauss și Barroso. Noi ne-am dus. Pa! Nu e bum, e pant. Nu e niciodată.